cauza nu eram eu, că el XYZ n-a participat la Veneția. Deci aia m-a oftit, nu mi-a plăcut. Mi-a plăcut, în schimb, tipul de reacție în care lumea așa, dansează, știi? Dacă îi dai cu filme și dai mai repede, vezi cum se plimbă și au un fel de balet, că și-arată unii la altă, așa cum a trebuit, știi? Dansează, e foarte frumos. Care e involuntar. E involuntar, că și-arată unul la altul, uite, aia aleatoare a gestului. Îi selectează. Lumea selectează ceea ce li se potrivește. Poate dintr-o masă de 400 de sene, un om se identifică sau se identifică cu 5. Alt om cu alte 5. Dacă discută și le arată unul la altul, e foarte interesant, că se creează un fel de dialog sau un metadiscurs peste discursul. Eu nu plănuiesc asta milimetric. Eu am desene care sunt intelectuale și am desene mai funny, să zic, care sunt mai amuzante. Și încerc să am o proporție aici, să dau unor oameni doar amuzamentul și altor oameni să le dau ceva mai mult de gândit. Unele sunt chiar filozofice. Altele sunt extrem de brutale, altele sunt empatice. Încerc să am așa să fie cât mai diverse, chiar dacă arată la fel. Și lumea se orientează pe lucrurile astea. Ce am observat, și asta e clar, nu poți face categorii. Eram în muzeul dată din Ludwig in Köln, unde era o sală, nu știu, de 8 ori cât asta mare, desenată, și apărat tip în vârstă, în costum. Desenată pe toți pereții? Da, pe toți. Și mă gândeam, mamă, intră ăștia în sală, când o să vadă astea, să se sperie, vin la un muzeu dată. Și când acolo iar râdeau, se țineau de burtă, oamenii în vârstă 70 de ani. Pentru că se uitau la desene individual. Așa, da, nu știu ce. Și vedeai și alți tip tineri cu creastă roșie și intra să uitai, nu pricepeau nimic. Deci nu e o chestie de vârstă. Un conformism nu e o garanție că sunt și inteligenți. Nu, dar nu era o garanție că înțelegeau non-conformismul altora. Da. Asta a fost marea mea surpriză. Ca să nu spun surpriza în care spun, știi că nemții n-au umor. Nu e chiar așa, da. Eu pot să-ți fac un statement care poate fi riscant, că americanii sunt mai deschiși și vin și te înceau, ce faci aici, știi, dar nu cu răutate, deseneze, dar de ce, sunt foarte curioși și nemții nici nu se uită la tine că încearcă să te protejeze, să nu te deranjeze, știi, dar să-mi place să lucrezi. Asta pot să spun, dar, în fine, e așa un statement general, poate nu se potrivește 100%, dar am învățat că, indiferent de cum arată oameni și ce judecăți am eu dinainte, lucrurile pot fi foarte diferite. Și cred că asta e calitatea mea în clipa de față. Cred că totuși sunt în stare să-i vorbesc cu unui de 70 de ani cu un limbaj care nu e din lumea lui. Ține de graffiti, de, știi, ține de altă cultură și totuși există un punct de sudură imediat. Că e vorba de subiect, care poate politic, că e vorba de, nu știu, oamenii poate scoși dintr-o viață de zi cu zi sau dintr-un fel de a înțelege. Unii sunt destul de toleranți să se acomodeze imediat cu realitatea asta, alții nu. Auzi, sper, să dăm puțin timp înapoi, înainte de a continua cu programul tău pe 2008. Formula pe care acum evoluezi și cu care ai avut succes în Occident și cu care realizezi punctul ăsta de contact cu publicul de acolo, care nu e publicul de aici, dar pe temele pe care le-ai gândit aici, privind dincolo, da, și fiind în, da, ultimul timp și, da, dincolo și mai departe. Tipul ăsta de formulă a început când? La 22, când ai venit în 91? Da, da, deci contactul cu presa m-a schimbat mult din ceea ce fac. Cum te-ai definit? Înainte de această modificare, erai un artist plastic de ce tip? I-am terminat pictură. Și să spun, nu pictam nici bine, nici prost. La clasa cu ei fost? La clasa lui Dan Hanman la Iași. Dan Hanman era membru în CC al Partidului Comunist, între altele fie spus. El era un om interesant, dar era prea ocupat cu fiind membru cu partidul. Avea alte probleme atunci. Și era ultimul, era anii cei mai nefericiți ai regimului. Când a fost făcut între 80 și 85, 84. Și a fost destul de greu. Erau niște condiții mizerabile. Acum, știi, i-am văzut face alt lucru în experiența mea, că tot ceea ce e prost poate să întot să fie bine. Cu alte cuvinte, eu am putut să uit repede școala. Altă lume este, și-a iubit școala și a crezut așa de mult în ea, că a rămas în ea. Asta poate fi bine sau rău, nu? Eu nu mă spun. Eu nu cred că am făcut o școală prea bună și faptul că am uitat-o repede e bine. Faptul că nu am avut condiții nemaipomenite m-a făcut să mă gândesc și la alte lucruri. Decât pictura? Decât pictura, decât nu știu. E adevărat că profesorul în sine încuraja lucrurile astea. Avea un merit, era un om deschis și avea umor. Dar condițiile la așa erau sinistre. Și ce fel de artă făceai? Naturi statice, pictam. Bun, asta în facultate. Da. Dar după ce ai uitat?
facultate. După ce am uitat, eu am început așa, foarte încet, încet, să-mi caut o limbă a mea, un limbaj al meu, o expresie. Și eu am avut un fel de noroc, pentru că m-au repartizat forțat când era pe vremea la Oradea. Habar n-am de ce. E pe Sibiu? Da. Opțiunea ta pentru Iași? Iași? Fratele meu a terminat muzică acolo, viola. Și avea relația, am stat în cămin cu el, ca să știi cum era, oameni fără bani, cum am putut. M-am pus în legătură cu studenți la sculptură, m-am mai arătat câte ceva. Obțin conjunturile. Ajuns la Iași, repartiția la Oradea. Da, pentru că Ceașcă exact, vrea să amestece lucrurile, știi, din Moldova erau trimiși în Ardeal și viceversa, știi? Bun. Eu am la Oradea și Oradea întâmplă... Tu ai fost tata de Moldova. Da, am luat la repartiție. Nu aveai ceva dreptate, că tata e născut la Chișinău, Cernăuț, Botoșan, prin zona aia, toată familia, din Perjovski. În fine, m-au trimis la Oradea și la Oradea s-a întâmplat un lucru interesant, pentru că erau întâmplători, cred că au greșit aia la cred. M-au trimis o grămadă de tine în locul ăla, vor să-și dea seama. Dar ăștia, există un grup de artiști care schimbau idei, exista influență maghiară, evidentă, mâna occidentală. Exista televiziunea maghiară la care ne uitam, deși nu înțelegeam limba maghiară, și eu și Lia. Și atunci ne uitam, asta e expresia ei, ne uitam foarte mult la imagine. Da, interesant, pentru că nu știai limba. Bun. Lucrurile astea deja au schimbat ceva în cea, cum, în felul în care eu gândeam arta și în felul în care încercam să o vorbesc. Și la un moment dat, datorită situațiilor sinistre din vremea, lumea mai știe ce înseamnă cenzură, ce înseamnă să vină un dobitoc care să spună că lucrarea ta e bună sau nu. Și primul dobitoc e colegul tău artist, al doilea de la cultură și ultimul cel mai dobitoc de la Partidul Comunist Român. Asta erau niște lucruri îngrozitoare, dar în fine. Atunci, ca să evităm lucrurile astea, am lucrat și în apartament, în casa în care locuiam. Și înțeles că în casă nu poți expune ca la, și în galerie. Eu, de exemplu, mi-am împachetat-o în hârtie. Am împachetat apartamentul în hârtie și l-am desenat. Dar intenția nu era să arăt cuiva, era să... ceva mai mult, știi, căutam lucruri. Cu ce l-ai desenat? Vedeam cu tuș, nu știu ce, cu tuș. De ce? Desenele erau poetice, pregătisem lui, era la facultate, se întorcea acasă, era o surpriză, erau niște desene, țineau de cuplu, lucruri de genul ăsta. Ai prins hârtile scoci, cu da, scoci pe, da, că am prins, că am prins cu tot, cu dulap, cu sertare, cu ciorac, și a trăit două săptămâni așa cu reacolul. Da. Ai păstrat vreo poză? Da, câteva. Din păcate, pe vremea aia nu aveam viitor și filmul l-am pierdut. Am 6 fotografii care au rămas acum în colecția Muzeului Nașer din America. Tocmai ai spus următorul lucru. Da. Oamenii care nu cred că au viitor, nu au memorie. Nu, nu aveam memorie, nu o păstram. Nu o păstram. Totul era consumat, știi? Pentru ce să țin? Acum îmi pare rău, dar asta e, mai am 6 fotografii de atunci. Nu bine. Deci aia a fost cam acolo eram eu. Eram într-o pictură quasi banală și încercări de tipul ăsta. Și am dat de omul a dislocat puțin suportul. Da, de ieși din... Era o plictiseală, de ieși din asta. Și încercam și atunci am vrut să fug din pictură. Am început omuleții pe care tu îi știi. Atunci da, început? Da. Când 88. 88. Dar ei erau, să spunem așa, asexuați. Nu știu, n-aveau... Erau formulă. O formulă grafică în care eu mă lungam ca un maniac, că aveam timp. Ani de zile am avut la depoziție și am lucrat ca un maniac toți anii ăștia. Când s-a petrecut schimbarea, căderea regimului comunist, pe mine m-a lovit în mutră viața. Pe un an de zile am fost pe străzi, eu n-am făcut nimic. Un an de zile, 90, nimic. N-am lucrat, adică eu spun că antropotecă, mă, câteodată seara, două desene și... În 1990. În 90. Lia era student aici, așa mai noi. Deci ai fost pe străzi și după Mineriada? Da, pe Mineriada eu am venit în București căutând să schimb instituțional cultura română, deci angajându-mă la Ministerul Culturii. Aveam coadă, eram și mine. Bine, zisam coadă, mineri. Nu au fugărit și pe mine, dar pe vremea aia... Bine, să spunem că n-a fost un mare eroism, am stat deoparte zilele, deși am jucat mult în piața universității. De asta și fac lucrări acum cu subiectul ăsta. Pentru că am trăit istoria, am trăit-o pe bune și revoluția la Sibiu și mineria de la București și așa mai departe. Și asta nu... Eu nu puteam să le pictez, na. Nu puteam. Și atunci a trebuit să găsesc o formă în care să le spun. Și presa m-a ajutat. Pentru că era textul pe care eu trebuia să-l ilustrez, dar desenul meu trebuia să reziste și fără textul respectiv.